Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. E vară, e cald, vedem, e tot mai cald, din păcate e și secetă, dar sunt probleme serioase și la Iași și în țară, chiar dacă e vremea concediilor și lumea e plecată, cel puțin prin instituții, că în zona privată, lumea mai trebuie să și muncească, să facă și bani. Discutăm în seara asta despre ceea ce face societatea civilă, despre țintele aici la Iași, ce urmărește societatea civilă, care sunt proiectele pe care le vizează și pe care le ține aproape. Discutăm împreună cu Dorin Dobrincu, președintele Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei. Bine ați revenit, bună seara! Bună seara, mulțumesc încă o dată pentru invitație! Bun, discutăm despre multe sau cel puțin asta mi-am propus, despre bazinul olimpic, despre dosarele celor din administrație, despre un soi de naționalist care se naște aici la Iași, să vedem dacă e bun sau nu și multe altele. Bun, hai să o luăm întâi cu dosarele care nu se mai termină în administrația ieșeană și trimiterile în judecată, pentru că în ultimul timp sau cel puțin săptămâna trecută n-am mai avut parte de dosare noi, ci de trimitere în judecată pe dosarele începute de DNA. Cum vedeți? Nu se mai oprește, parcă e o zi la primărie sau o săptămână la primărie, o săptămână la Consiliul Județean. E o problemă pentru partidele politice, aparent, dar e o problemă pentru comunitatea locală, pentru comunitatea municipală și pentru comunitățile din județul Iași. Pentru că nu avem odată dosare penale, începem să le pierdem numărul în dreptul lui Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Dacă nu mă înșel, și în dreptul lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Spun că e o problemă pentru comunitate, pentru că acești oameni, până la urmă, sunt vulnerabili. Au o problemă nu doar de imagine, au o problemă de credibilitate. Nu pot coagula nimic în afara micii lor, să spunem, găști politice și de afacere. În opinia mea, toți cei care sunt cu ei sunt complici. Toți, absolut toți. Într-o formă sau alta. Deci, din punct de vedere moral, cel puțin. Ce înseamnă cei care sunt cu ei? Cei care sunt în... Că vorba aia, poate ești un funcționar în primărie sau în Consiliul Județean și îți vezi de treabă. Eu vorbesc de cei care, din punct de vedere politic și din punct de vedere al funcțiilor politice, sunt acolo. Adică să fii acolo înseamnă să consimți la ceea ce fac ei. Chiar dacă tu, poate, atunci când ești singur sau ești cu alții, spui, da, domnule, e o problemă, ei greșesc, dar noi nu avem încotro. Ba, da, întotdeauna ai posibilitatea de a alege. Dar spun că ar trebui să ne privească pe toți cei din comunitatea ieșană, pentru că ceea ce fac ei, repet, ne afectează pe toți, pe fiecare în parte. Bun, din punct de vedere al dezvoltării, da, și din punct de vedere al traiului zilnic, pentru că vedem că nu există în Iași niciun proiect major al comunității. Adică al primăriei. Da, o să discutăm asta. Există un fel de triumfalism, cum ai să mai fac niște drumuri în județ și Costel Alexe se împăunează cu ele, dar asta e prea puțin. Pentru... Mai aeroportul, vedem că, dar nici ăsta nu e în lucru, că e, mă rog, ca promisiune și pare să că e pe un drum bun, să spunem, dar în rest, în municipiu, nu prea vedem. Aeroportul e un plus, dar nu e doar meritul. E un plus, dar e și conjunctura. Da, nu, da. Bun, aici nu discutăm de acum meritul, că e meritul șefului aeroportului, a șefului Consiliului Județean. E adevărat, șeful Consiliului Județean. Dar noi am mai avut un șef. Am mai avut un șef la Consiliul Județean, Constantin Simirad. Da? Și de el depindea atunci dacă aeroportul se mișcă sau nu. Și din nefericire nu s-a mișcat atunci, pentru că punea bețe în roate. Discutam despre cum să fie înclinată pista de 5 grade. Eu nu am fost fan Constantin Simira, dar în același timp știm prea bine că resursele pentru ca acest aeroport să fie modernizat într-o formă sau alta, toate aceste discuții, dacă să fie o pista mai lungă sau mai scurtă, banii i-a strâns el. Voturile împotrivă în 2011-2012, mai ales în începutul lui 2012, au venit din partea Uniunii Social-Liberale, format atunci din PSD și peneliști. Bun, dar asta nu e neapărat memoria noastră. O calitate să pui banii la ciorap, să spunem, nu, așa. El voia să facă în felul lui. Adică asta ține de onestitatea noastră, da, publică. Da, era și teamă că și în discuții private, dar chiar și în public, îl întrebam, domnule, dar de ce nu fac? Da, ce vrei să mă legi domnul Ghețeu, dincolo de chestia asta, da, este bun, că barca aceea din cauciuc era scufundată, era înțepată mereu de cei din PSD și din PNL.
Asta e, o știu și ei. Da. O știm și bun, noi. Hai să revenim la... Bun, da, credibilitatea asta scăzută, de care vorbiți și de care cred că e conștientă toată lumea, inclusiv cei din partidul pe care reprezintă PNL-ul, nu se traduce în, nu știu, în niște uși închise pe la București? Adică ei când se duc la ministere, la partid chiar, la premier, așa cum e el, cu problemele lui. În acest moment nici... Adică le aprobă cineva proiectele? În acest moment nici Mihai Chirica, nici Costel Alexe nu contează în propriul partid. Ei au încă și partidul legături. De ce nu reacționează mai dur? Și spune, domnule, hai să pregătim altă garnitură. Pentru că partidul de sus până jos este format din oameni asemenea lor. Gândiți-vă că au un președinte de partid care a fost pus cu mâna de Klaus Iohannis și care este vulnerabil din toate punctele de vedere. Din punct de vedere academic, este un plagiator dovedit. Din punct de vedere al relației cu partidul, nu contează. Din punct de vedere al prezenței publice, e o catastrofă Nicolae Ciucă. Din punct de vedere al viziunii politice, nu există. Omul acesta a trăit doar într-o cazarmă și a construit o imagine publică de eroi, e un închipuit de fapt. Gândiți-vă că avem o problemă la educație care trebuie să fie o prioritate alături de infrastructura, eu știu, rutieră, feroviară și așa mai departe. Educația trebuie să fie o prioritate pentru noi. Nu? Alături de sănătate, în fine. Și pe cine avem în frunte? Avem iarăși un ins care a trecut prin mai multe partide, care are el însuși o problemă de credibilitate, pentru că are un doctorat care acum este zăvorât, nu? Mă refer la Sorin Câmpeanu. Da. Cu asemenea oameni vrei să faci ce? El era pe la Tereceanu. Gândiți-vă că avem un sondaj recent care arată de fapt că paradoxal PSD-ul crește, PNL-ul se păstrează într-o zonă... Da, acum să vedem și cu sondajele astea, că depinde de cine sunt făcute, care sunt intențiile. Dacă vă referiți la sondajul USR. Da, dar zic... Bun, acolo să nu fie cumva intenția USR-ului de a arăta că ei sunt înaintea aurul. Că vedem că sus acolo parcă amândouă au crescut și PSD-ul și PNL-ul, ceea ce nici măcar în sondajele lor, ale PSD-ului și ale PNL-ului, nu prea rezultă chestia asta, e o plafonare sau o ușoară scădere, dar dintr-o dată în sondajul USR arată procente foarte mari. Eu vreau să spun că PNL-ul în acest moment are o problemă enormă din punct de vedere al coerenței interne și din punct de vedere al credibilității. Păi, la coerență nu prea aflat... se... Adică lucrurile par în regulă. Sau e doar o umbrelă așa? E doar o umbrelă, gândiți-vă. Acum 3 luni, 4 luni, lucrurile păreau în regulă când era cât în fruntea partidului. Acum un an de zile, lucrurile păreau în regulă când era marea dispută între Ludovic Orban și Florin Câțu. Acum 3 ani lucrurile păreau în regulă. De fapt nu e nimic în regulă acolo. Oamenii se reașează în funcție de interesele lor, în funcție adică de... e un cazan care fierbe, dar ai pus capacul deasupra. Nici măcar nu știu dacă e un cazan. Cred că e pur și simplu o adunătură de oportuniști în bună măsură. Nu există doctrina, nu există aderență în jurul unor idei. Liberalismul pur și simplu este călcat în picioare de multă vreme acolo. A fost întotdeauna, de fapt, foarte subțire. E pur și simplu un joc de interese, un joc de interese care are acum avantajul de ținerii puterea cotroceni de către Klaus Iohannis. Spuneți-mi, de ce credeți că a dispărut, că nu se mai discută... Liberalii nu mai discută despre linia lor, despre doctrină, despre ceea ce vor să facă. PSD-ul la fel nu prea mai discută despre, nu știu, discută despre guvernare, despre chestiunile stringente, dar parcă nu că ne-am dorit noi mai multă politică, dar chestiunile astea de strategie, de direcție, de ceea ce vrea să facă un partid de dreapta sau un partid de stânga, parcă nu mai sunt atât cum era înainte, chiar acum, nu știu, 8, 10, 15 ani, așa cum era pe vremea lui Iliescu sau cine era atunci pe la PNL, Stolojan, habar n-am. În afară unor grupuscule care există și în PNL și în PSD, ceva mai interesate de chestiunile doctrinare, de fapt, cei mulți sunt interesați doar de propria propășire, că tot apare asta în texte constituționale, în jurăminte și așa mai departe. Păi, bun, dar doar funcții, doar licitații, doar asta doar contează? Pentru cei mulți asta contează, nu trebuie să ne amăgim. E cel mai bine să discutăm cinstit pe față care e realitatea în partidele din România. Partidele principale, mă refer la PSD și PNL, aproape că nu mai au diferență între ele din punct de vedere doctrinar. Încă se bat pe cota unică, pe chestiuni, în rest, din punct de vedere al
modul în care funcționează administrația, în modul în care se angajează rudele, în modul în care se branșează la resursele publice, nu este absolut nicio diferență. Un comportament similar aproape. Adică dacă n-ai ști din ce partid, spui că... Se-și împacă foarte bine, se-și împacă foarte bine. Păi văd că se... Da. Cât era, nu știu, PNL-USR, era o ceartă continuă, dar nu înțelegeam de la ce se ceartă. Dar acum văd că inclusiv PSD-și care laudă liberali și invers, poate mai puțin, dar mulți din PSD care spun că, domnule, n-au ce să reproșeze lui Ciucăve, se comportă ireproșabil. Adică pot discuta cu el orice. Da, mai ales că le-a dat, nu... PNL Angel Salini, faptul că le-a dat mână liberă, deci se împacă, sunt bun. Frați foarte buni. Revenind la Iași, spuneți că am căzut de acord că problemele lor penale, sau cel puțin ale primarului, dar și ale șefului Consiliului Județean, dar discutând de Iași mai mult de primărie, afectează proiectele importante, dosarele lor, dar pe de altă parte am văzut Iașu, nu știu, destinația numărul 1, e un soi așa de suntem cei mai tari, vin tot felul de influencer, laudă Iașu, mai stau pe aici o zi, două, trei, o săptămână, mai vin pe la un festival și, nu știu, parcă creează așa senzația că orașul ăsta e buricul pământului sau buricul României. Am văzut cum e cu influencerii. E vorba de reclamă, acolo nu e vorba de jurnaliști care analizează în mod obiectiv ce se întâmplă în oraș. Bun, dar au și ei în spate niște sute mii sau zeci de mii de cititori, inclusiv din Iași. Că ei venind aici, stând o zi, o noapte, nu știu, la un hotel... L-ați văzut pe Buhnici? Vedeta națiunii de câteva da, zile? Da, bun, aici... Omul acela are în spate o mulțime de bani care au fost dați de diferite firme. La fel și în cazul unor influențe, sunt alți bani care ajung în diferite moduri. Acum, eu n-aș discuta neapărat, poate că de... Dar ar trebui să... Poate că noi, cei care citim, cei care luăm... Eu am mai spus-o și în emisiunea asta. Dragilor, nu luați totul de-a gata. Tot ce vi se... Nici măcar ceea ce spunem noi. Treceți prin filtrul vostru, gândiți-vă dacă... Poate că e și altă, sau ascultați și altă variantă, puneți-le cap la cap, treceți prin filtrul vostru, nu luați, că de multe ori discut și eu cu rude, cunoscuți, domnule, și îmi spun tot felul de trăsnăi. Și întreb, domnule, dar unde? La televizor. Și eu întreb, bun, dar televizorul ăsta ce e? E o instanță, e o chestie care e o lege, e un decret, adică am auzit la televizor acolo. Cine era cel care spunea că ei, în momentul când încerc să discut, nu mai contează canalul, nu știu ce, au auzit ei la televizor. Așa și aici. Când citesc pe Facebook, când se uită la televizor, când aud, nu știu, poate aud pe cineva din stradă spunând un cunoscut, treci prin filtrul tău să vezi chiar așa e. Dacă oamenii se duc doar în jurul Palace, atunci, da, totul pare minunat. Dacă te duci și filmezi în fața, nu știu, unor intrări oficiale, da, pare îngrijit. Dacă te duci pe pietonal, dar problema e că... Sau un copou, să spunem. Axa asta, Palace, centrul copou. Trebuie să desfacem un pic această varză care este acest oraș, acest curechi care este orașul Iași, da? Să vedem cum stăm noi din punct de vedere al, nu știu, circulației în oraș. Al parcărilor, spre exemplu. Al parcărilor. Poluării. Cum stăm din punct de vedere al parcurilor? În afară de parcurile care sunt făcute acum două veacuri sau acum 100 de ani sau acum 60-70 de ani, nu avem niciun parc nou. Dimpotrivă, în zone în care au fost fabrici mari ale Iașului s-au plantat tot felul de supermarketuri în loc să facă acolo, nu știu, poate ceva mai util, poate un parc pentru locuitorii dacă s-au din zonă. Dacă în unele zone au rămas după chiar paragene. Nu avem un stadion municipal, deși ne se tot cântă de ani și ani. Nu avem o sală polivalentă nouă, deși și asta se tot cântă de ani și ani. S-a discutat în contextul acestei euforii naționale, în această foame de succes public în România, nu? Când au fost aceste campionate cu acești tineri care păreau că au ieșit de nicăieri, nu? S-a discutat inclusiv despre un bazin olimpic la Iași. O chestie puțin neclară cu implicarea Universității Tehnice, primăria și așa mai departe. Ideea este, în afară de această logoreie, de aceste promisiuni care sunt reluate din 4 în 4 ani și de aceste desene frumoase, nu? La sala polivalentă cu așa coroană regală și așa mai departe. Ce avem noi pe teren, de fapt? N-avem nimic. Ori asta înseamnă că, de fapt, trăim
cu minciuni livrate în permanență de administrație. Gândiți-vă că avem de aproape 20 de ani o administrație care a fost capturată la un moment dat de PSD, da? Cu Simirat, care a trecut dinspre o formă de liberalism, a ajuns la, din oportunism pur și din dezinteres față de comunitatea locală, a ajuns în PSD. După aceea au fost un șir de penale. Gheorghe Nichita, nu? Și Mihai Chirica, plus alții sub ei, Arabagiu și așa mai departe. Ori asta e o problemă. Cu oamenii aceștia nu ai cum să faci administrație bună, nu ai cum să dai un sens comunității. Pur și simplu băltim, mergem așa, ne frustrăm cu toții că nu contăm la nivel național, dar nu contăm foarte mult nici în Moldova cum ar trebui. În loc să fim o locomotivă a Moldovei, trebuie mereu să reafirmăm că avem populație, avem potențial și așa mai departe. Avem un potențial pe care nu-l folosim. Mă refer la nivel comunitar. Bun, orașul se mișcă, nu putem spune din că punct nu, din dar punct se de vedere, mișcă inerțial. Din așa. Punct de vedere al acțiunii private. Da. Problema este ce facem noi din punct de vedere al comunității. Care e sensul nostru împreună? Cum ajută administrația, de fapt? Sau cum împinge? Și cum suntem noi împreună? Pentru că o comunitate înseamnă să trăiești împreună, nu să trăiești în ghetouri. Nu că poți să ieși din ghetoul tău, cu SUV-ul tău, te sui, el mergi bine, îi duci la televiziune, arăți bine, îi duci acasă și în rest ce facem? Ce facem cu educația? Am spus odată. Ce facem nu doar cu universitățile, Iași e oraș universitar, dar ce facem, de exemplu, cu învățământul liceal, nu doar cel din centru. Ce facem cu învățământul gimnazial? Ce facem cu grădinițele și creștele în Iași? Încă vin oameni tineri, da, sau rămân oameni tineri. Chiar dacă scade natalitatea, nu? Oamenii tineri tot vor să facă un copil sau doi. Ce fac ei? Unii dau. Câte creșe s-au făcut în ultimii 10 ani în Iași? Câte grădinițe? Câte școli noi s-au reparat? E o chestiune pe care oamenii, în general, o știu foarte bine. Această Bun. Lipsă de proiect și de realizare din partea primăriei. Bun, societatea, tot noi, și noi aici în atâtea emisiuni și în lorile de poziție pe care le aveți pe Facebook și colegii dumneavoastră, spunem lucrurile astea. Dar societatea civilă, ce altceva poate să facă? Sau ce face mai mult? În afară de, nu știu, de a expune, de a discuta, de a veni într-o emisiune, de a... Societatea civilă, în special în ultimii 6-7 ani, a făcut diverse acțiuni de conștientizare, s-a implicat în susținerea unor proiecte de interes public, odată pentru comunitatea ieșeană, pentru municipiul Iași, după aceea pentru județul Iași, pentru, la o scară mai largă, pentru regiunea Moldovei, pentru că soarta Iașului este strâns legată de cea a Moldovei, să spunem așa, că dacă vrem să contăm în România și să realizăm această străpungere de care tot vorbim. Gândiți-vă că acest mare proiect care înseamnă infrastructura rutieră modernă, mă refer la autostrăzi, la A8 în primul rând, dar și A7, pur și simplu nu ar fi putut fi susținut fără implicarea societății civile. Asociațiilor civice. Așa au și apărut aceste asociații civice care au pus presiune pe autorități și au ajutat inclusiv pe oameni să conștientizeze de ce sunt importante. Ideea este că nu poți să susții pe termen lung o dezvoltare, să spunem, care se ducă la străpungerea acestei înapoieri, care este pe de o parte conjuncturală, pe de altă parte este geografică, pe de altă parte vine din lipsa noastră de reacție, fără ca un număr mai mare de oameni să se implice. Asta e foarte important. Dacă noi credem că se vor implica 10-20 de oameni care sunt în societatea civilă, în formă organizată, și că ei rezolvă toate lucrurile, ne amăgim. De fapt, avem nevoie de o presiune pe politicieni. E vorba să, pur și simplu, să-i zgâlțim în această, să spunem, din această adormire să-i trezim. Și trebuie să punem presiune pe administrație. Asta este esențial. Bun, cum vi se pare că se mișcă proiectele astea mari, cel puțin pe autostrăzi A7 și A8? Avem, sau Iași are și asociațiile au acolo un reprezentant, apropo, e bine că a acceptat Cătălin Urtoi de la Împreună pentru A8 acel post care poate fi, nu știu, interpretat în fel și chip. Poate fi interpretat în fel și chip. Post politic, că e, nu știu, că e o rampă de lansare și așa mai departe.
Noi l-am susținut. Mă refer la asociațiile... Adică ați spus e bine să mergi acolo, nu ceva de genul, nu? Noi asociațiile... discutat chestiunea asta atunci. Da, în iarnă, asociațiile împreună pentru OP și Mișcare pentru Dezvoltarea Moldovei l-au susținut în acest demers pe Cătălin Urtoi. Uh-huh. La fel cum Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, alături de de Moldova Vrea Autostradă, l-au susținut pe Adrian Covăsneanu cu un an înainte, atunci când acesta a ajuns în Ministerul Transportului, în postura de secretar de stat. Din partea USR-ului era atunci. Nu era încă un partid. Sau, mă rog, era, da, mă rog, arondat, s-au susținut. După aceea, evident că a fost susținut. Deci noi credem că atât timp cât acești reprezentanți care vin despre societatea civilă și urmăresc mandatul, merită susținuți în continuare. Mm-hmm. Dacă devin angajați politic... adică în solda unui partid. Să spunem în cazul acesta a lui Cătălin Urtoi în solda PSD-ului, atunci noi ne vom lua distanță, în mod clar, pentru că... Deci deocamdată nu sesizați că nu ar fi... Deocamdată face ceea ce am convenit că trebuie să facă, nu discut acum de accente personale, dar în orice caz știm ceva mai bine despre ce este vorba acolo. Asta nu înseamnă că noi suntem reținuți să criticăm, să-i criticăm pe politicieni dacă fac sau ceea ce Ministerul Transporturilor chiar, nu? De exemplu, în luna mai, la sfârșitul lunii mai, când Sorin Grindeanu, invitat la o televiziune bucureșteană, a spus despre A8 că are, nu mai țin minte formula, ceva îndoieli că se va putea face, reacția noastră a fost promptă. Adică, din punctul nostru de vedere, proiectele Moldovei nu se discută. Doar pentru că tu ești incapabil sau că ai un dubiu că se vor face. Deci noi credem că aceste proiecte odată asumate trebuie să se facă. Da, eu asta nu înțeleg și asta cred că discutam așa întreagă-te înainte de emisiune. Dom'le, dacă un proiect e bătut în cuie, e anunțat, e asumat de toată lumea, toți politicienii când vin aici, începând cu PSD, USR, PNL, PMP sau nu știu mai care, se dau cel puțin în campanie, dar și în rest spun toți lideri de partide, dom'le, e parcă văd prioritate națională, e autostrada A8. Păi mai trebuie să mai discutăm că nu se poate. Cum adică nu se poate? Apropo de acea declarație nefericită. Sau că e greu, sau că la CNR nu știu ce se întâmplă. Păi la CNR ce extraterești acolo? Nu sunt oameni numiți de politic până la urmă? Păi nu sunt buni afară cu ei? Problema partidului este că sunt formate din oameni puțin pregătiți, adesea puțin pregătiți să ocupe funcții publice. Sunt oameni vulnerabili și cel mai adesea se bat doar pentru interese particulare, uită atunci de interese generale sau de ceea ce nu e în avantajul lor direct. De asta noi am și susținut că e nevoie de o presiune constantă asupra politicienilor de la centru și asupra celor locali, plus asupra administrației atunci când vine vorba de proiectele pe care noi le considerăm vitale pentru dezvoltarea Moldovei. Da, A8, spre exemplu. Ca A7 vedem că parcă discutam mai puțin despre el și parcă au luat-o înainte, ceea ce e foarte bine că se face acum. Nu credem că e o concurență între A7 și A8, foarte bine. Probabil că e și mai ușor, că e pe câmpie. Da, am o precizare. Nu e întâmplător că noi ne-am focalizat pe A8, pentru că A8 a fost întotdeauna în pericol să nu fie realizat. E și mai greu de făcut, e străpungerea munților, e costul clar mai mare, poate și de aici, poate și lucrarea în sine e greu de găsit un constructor. Dom'le, da, hai să, nu știu, nu suntem prima țară care face autostradă prin munți. Păi sunt țări care au autostrăzi doar prin munți, Austria, Muntenegru, foarte multe, nu mai discutăm acum. Hai să mergem acolo 3 luni, 6 luni, să meargă cei de la Ministerul Transportului sau de la CNR să vadă cum au făcut acolo și să vadă ce firme au făcut. Păi cum adică? Dar nu suntem în stare. E vorba de societate și de oameni. Revenim asupra chestiunii, dar trebuie să luăm pauză întâi. Da, ne-am întors în linia întâi, invitat Dorin Dobrin cu președintele Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei. Discutam aprins în prima parte sau la finalul primei părți despre autostrăzi, despre șansele A7 și A8. Ca să închidem subiectul, sunteți optimist că se vor face? Prudent, mai degrabă? E un cuvânt moale, prudent. Deci sunt mai mult decât prudent. Deci cred că trebuie să fim în permanență
atenți, atenți la ceea ce se întâmplă și la București, unde se iau deciziile mari, dar și ceea ce se întâmplă pe plan local, pentru că, de exemplu, la Iași, de câteva luni, de două luni, sau chiar un pic mai mult, se întâmplă niște lucruri care, din punct de vedere formal, sunt bune, și anume întâlniri în care administrația, CJ-ul, primăria, alte primării din județ, diverse instituții, reprezentanții partidelor și ai societății civile discută despre ceea ce se întâmplă despre evoluția proiectului. Pe A8 în principal. Și ceea cu A7 ce lucrurile par mai în regulă, că s-a dat drumul la lista. A fost și cazul în care, pur și simplu, societatea civilă, adică cele trei organizații cunoscute, care militează pentru autostrăzile în Moldova, pur și simplu au fost ocolite, nu au fost invitate la discuții. Ori credem că nu ai cum să duci acest proiect mai departe dacă nu există o colaborare reală între toate aceste grupuri care vin dinspre societate și cu administrația. Problema este că de multe ori cei din administrație și din partide încearcă doar să facă impresie, atâta tot. Adică să confiște subiectul din punct de vedere politic. Da, în general au un grad mare de oportunism, simt lucrurile. Dar nu mai bine ar confisca, să spunem, să confiște proiectul și să-l facă. Dar nu să-l confiște mediatic, adică să confiște staniolul proiectului. S-au dovedit incapabil. Îi confiscă ambalajul, de fapt. S-au dovedit incapabil să facă acest proiect, câți ani sunt? Sunt 15 ani deja. Deși niște progrese, evident că... Aminte vremea lui Cârlan și Fenechiu, cum... Cred că prima dată printr-o campanie era Alianța, da, nu știu, 2004 sau chiar, cred că atunci, sau chiar mai repede, când ne arătau ei frumos traseul viitoare autostrăzii. Ne uitam așa, domnule, ok, da, și 2004 suntem în 20 de ani, 18 ani suntem. Deci. Da, deci nu sunteți foarte optimist, mai degrabă moderat, dar nici cu A7, că A7 vedem că s-a dat drumul, ne amenință. Ăștia că gata, începă... S-a dat undeva între... Pe un segment, da, deși nu e autostradă. E Muntenia. Nu o să vedem pe la Pașcani, pe acolo, excavatoarele. Am două precizări din punct de vedere tehnic. În PNRR au fost incluse doar câteva porțiuni din autostrăzii care ne interesează pe noi. Este vorba de A7 dintre Dumbrava, lângă Ploiești, până la Pașcani, ceea ce e foarte important. Însă proiectul de la nord de Pașcani până în Siret e pur și simplu lăsat pe din afară, deși este acum în curs. Nu, deci autostrada, logică, e până la Siret. Exact. În privința autostrăzii A8 din Ungheni pe Prut până la Târgu Mureș, s-a acceptat la momentul sfârșitul 2020, început 2021, când se pregătea PNRR-ul, să fie incluse și așa numitele capete, cele de la intrarea în munți, practic. Și dinspre Târgu Mureș, 60 de kilometri în total. Exact, și dinspre Târgu Neamț. Aia a fost o chestiune foarte bună, însă mereu apar, cum am spus și înainte, apar așa strângeri de inimă că se va face sau nu acel tronson. Păi nici bucățile astea nu? Adică sunteți pesimist că... Dar a spus-o ministrul Sorin Grindeanu. Eu trebuie să fiu atent la ce vorbesc dirigătorii de la București. Eu cred că nu o să meargă nimeni la vot în 2026 dacă, nu știu, nu vor fi capetele astea. Măcar. Eu cred că trebuie pur și simplu să construim atmosferă ostilă politicienilor care împing dacă vântul, nu fac, atenție, dacă împing nu fac vântul în instituțiile românești, locale sau centrale și nu fac proiecte. Corect. Ori, atunci când auzi declarații, când vezi manifestări de un anumit tip, de la oficial de cel mai înalt rang, totul ministrul transporturilor și vicepremier în guvernul României. Deci când a spus așa ceva, normal că am fost și mai îngrijorați și am și reacționat pe măsură. Dar să știți că mie cu autostrada asta, cu A8, nu știu, că e împărțită, adică niște capete se fac prin PNRR ca să le prindem. Eu n-am înțeles de ce, dar hai să spunem. Vă spun eu de ce. Am acceptat, ok. Trebuie făcute până în 2026. Pentru că problema cu PNRR-ul este că toate proiectele... Și dacă le facem, dacă facem capetele astea, că noi avem o tradiție, dacă facem capetele astea până în 2026, ce adică cu ce
ne încălzește că le avem și că, bun, niște spune că, domnule, că dacă e început, s-ar putea, adică va fi mai ușor după aia să facem. Și eu nu cred, eu cred că ar putea rămâne acolo mult și bine. Că... Ideea este că ai, până la urmă, o investiție mare. Și în al doilea rând, noi suntem atenți la derularea... Dar am zis că SF-ul Montan e făcut prost și nu-mi dau seama dacă e... Nu, acum suntem în faza în care se așteaptă rezolvarea chestiunilor de mediu și asta ar trebui să se întâmple destul de repede. E o întârziere foarte mare. Dacă vezi disputele dintre PSD, de exemplu, și USR sau dintre... Dau vina cei care, pe trasee, exact. Pe nu știu ce. Problema, pe mine nu mă interesează acum ce a fost acum nu știu câți ani. Nu mă interesează să vedem ce fac acum și până în 2026 și după aia din 2000 până în 2030 că aud că e finanțare prin POT, programul la operațional de transport. Păi hai să-i dăm drumul, că trec ani. Problema noastră este că nu avem această autostradă, indiferent din ce fonduri se vor face aceste tronsoane, ele trebuie făcute. Acum, în afară de cele două, hai să spunem, segmente de la intrarea, înainte de intrarea în munți, noi suntem foarte interesați și de acest sector colinar dintre podul de la Ungheni, viitorul pod, corect, și până în Moțca, nu? Pentru că bun, aici e foarte important. Ne rezolvă, da, cumva problemele. Dar și aici înțeleg că sunt probleme. Că e cu Jaspers-ul, că nu sunt ce, întârzieri, că nu aprobă. Sunt că, întârzieri. Nu știu cum, nu pot sunt să sunt întârzieri diverse, ca să închidem subiectul acesta. E o parte din problemă la centru, mă refer la Ministerul Transporturilor. E o problemă de capacitate administrativă, e o problemă de voință politică și la guvern, dar e o problemă și la autoritățile locale. De ce să fie adăugat? Pentru că se mișcă greu, pentru că nu dau întotdeauna avizele, deși acum, în ultimele luni, pare să existe un progres. Trec ani și uite că se apropie încă un șir de alegeri. În 2024 avem iar alegeri și parcă văd că o să fie proiectul A8 și a 7-a, spun, poate o să mai fie ceva făcut din el. Dar 8 iar o să fie în capul listei de la promisiuni și noi o să ne uităm și o să ni se invoce tot felul de cărăbuși care circulau pe traseaua autostrăzii și care, nu știu, se încrucișau și n-au avut cum să-i dea drumul și așa mai acum departe. Mai sergele de cărăbuși sau în gropa de pământ. Bun. O să vedem. Oricum urmărim chestiunea cu infrastructura, cu A7 și A8 în special. Hai să discutăm puțin și despre... m-am denumit un soi de naționalism local care începe să apară și cu niște atacuri, nu știu cum să le caracterizez, la adresa multinațională. Am văzut, de exemplu, în timpul acelui festival, sau cum se cheamă, Romanian Week sau Creative Week, da? Irina Șorotel acuza, multe organizatori acuza multinaționalele că nu dau bani acestui festival și că nu întorc cumva nimic Iașul și era un atac destul de... Am mai văzut și zilele astea tot așa că apare o asociație, nu știu, pe IT locală, eșeană, da, cu niște accente extrem de critice la adresa multinaționalilor că nu știu ce fac, că ne iau, duc banii, cum e? E productivă chestiunea asta? Adică ne trezim acum ceva ce mai fugărim? Eu cred că apărarea intereselor locale e un lucru bun în sine. Problema e că dacă o dăm în naționalism e un lucru cât se poate de rău, pentru că din naționalism niciodată nu a ieșit ceva bun din punct de vedere al dezvoltării, din punct de vedere al atragerii resurselor. Atunci când naționalismul apare, resursele care vin din altă parte pur și simplu fug. Eu cred că e foarte important să fim moderați și măsurați în ceea ce spunem și ceea ce facem, adică pe de o parte trebuie să punem accent pe dezvoltarea comunității. Și am spus asta, știți prea bine, într-un context mai larg, regional pentru noi, ca să putem juca inclusiv la nivel național, dar nu trebuie să cădem în naționalism, în etnonaționalism. Mie chestiunea asta mi se pare puțin îngrijorătoare, mai ales că vine după niște ani în care diversi populiști din România, mă refer la cei din jurul lui Liviu Dragnea, mai înainte cei din jurul lui Victor Ponta, au marșat pe această idee naționalistă, nu că multinaționale, ne jupoaie, că suntem exploatați și așa mai departe. Ori trebuie să înțelegem că totuși, dacă vrem să avem un viitor, trebuie odată să jucăm inteligent, să avem noi capacitatea de a gestiona politic și administrativ. Țara asta, dacă
are o problemă majoră, are o problemă din cauza noastră, în primul rând, a clasei politice, a administrației proaste și a celor mai mulți dintre noi care nu înțeleg că trebuie să găsim un mod de a trăi împreună. Pentru că dacă credem că universul are datorii față de noi, dar noi nu avem nicio datorie față de propria noastră, să spunem, bunăstare și să nu suntem atenți față de ceilalți, atunci înseamnă că jucăm într-un film prost. Și jucăm într-un film prost. Adică eu cred că o asemenea manifestări naționaliste trebuie respinse. Da, și am văzut că atacuri de genul ăsta făcute dintr-o instituție eu personal, în primărie chiar mi-a scârțit așa. Eu personal fac diferența între naționalist sau etnonaționalist și patriotism. Adică eu cred că e important. Bine, afirmațiile astea sunt făcute cumva într-un soi de patriotism local, adică ți-arăți pieptul așa și arăți, domnule, uite că noi vrem să facem aici, dar nu ne ajută ăștia, vin și ne jupoaie și nimic. Dar, bun, până la urmă, nu obligă nimeni o entitate privată, fie ea și un străin, da, să vină să cotizeze la, nu știu, un eveniment local sau, nu știu, sportiv sau orice altceva. Adică, până la urmă, nu poți să-i acuz sau să-i arăți cu degetul. Și mai e ceva, atâția ani sau zeci de ani ne-am plâns că, țineți minte, nu vin investitorii străini. Păi cu mare greu au venit și când au venit s-au înțepenit, să spunem aici, s-au înrădăcinat și acum ce faci? Păi plecați ca să ne lăsați, că vorba aia, hai că am învățat și noi cam cum vine treaba și putem face noi ceea ce faceți și voi, dar până acum unde am fost? Nu e adevărată chestiunea asta că putem face și noi ce fac ei. Know-how-ul nu crește pe toate drumurile. Capacitatea de a face lucruri coerente, mari, se învață în timp, iar capitalul, foarte important, capitalul, în afară de cel uman care este și el foarte important, capitalul la care se gândește toată lumea, nu? Finanțele care vin de undeva pot la fel de bine să plece în altă parte. Gândiți-vă că sunt țări care au fost prospere cândva și care astăzi sunt pur și simplu niște fundături. Gândiți-vă la ce se întâmplă în țări practic eșuate, cum e Venezuela. Sau gândiți-vă la alte țări care au tras cândva resurse și astăzi sunt în Venezuela, țară bogată în resurse, nu? Bogată în resurse naturale, cu o populație educată cândva peste ceea ce era în America Latina. Adică punem în context. Și a ajuns acum... E pur și simplu... Sunt arătați cu degetul. Oamenii nu aveau ce să mănânce, nu aveau higienică. Am un exemplu. Mai e, de exemplu, pe domeniul agricol și am auzit tot povestea asta că, domnule, vin companii tot multinaționale și au făcut aici tot felul, nu mai dăm nume, ne-au cotropit, ne-au adus produsele. Dar avem, pe de altă parte, un exemplu în care un investitor român a reușit să fie lider de piață, cred că putem să-i dăm și numele Dedeman, tot pe zona asta de vânzare, da? Și celelalte companii nu prea au reușit, da? Păi, pe zona asta de agricultură, de mâncare, de, nu știu, de consum, de ce n-a reușit nimeni de la există, piața e liberă până la există investitori cetățeni români, etnici români inclusiv, cred că majoritar etnici români, care își fac treaba și care se dezvoltă inclusiv în județul Iași. Dar există o mulțime de afaceri în agricultură și afaceri bine conduse, prospere, nu vorbim de agricultura de subzistență. Adică putem discuta aici de ce statul nu dă subvenții, nu știu, în raport cu alte țări, cu Ungaria, cu habar statul, cu cine. Statul anumite subvenții totuși dă. Dă, bun, da, acum dă, dar am pierdut startul, să spunem, că la un moment dat, problema... nu știu, la noi grâu sau kilogramul de făină era, nu știu, 3 lei sau 4 lei, că acum e 7-8 lei sau nu știu cât e, dar... eram inundați cu grâu sau cu făină din Ungaria sau cu mere din Polonia, pentru că acolo subvențiile erau foarte mari și, păi, dar asta nu era vina, asta era politica statului respectiv. Noi de ce n-am umblat și noi din, să punem niște bariere la grant, dar nu să-l opresc să vină. Asta și pentru că avem politici proaste și nu ai cum să ai politici bune atunci când parașutezi în fruntea Ministerului Agriculturii tip care sunt corupți sau tip care sunt pur și simplu niște închipuiți și care au o mentalitate general de anii 70, iar imaginarul lor profesional este tot de acolo. De exemplu, cazul Petre Daia. El acum se plânge pe toate televiziunile, asta face de când i-a luat locul lui Chesnoiu. Da. Suntem în situație de calamitate, nu avem secetă pedologică, faptul că nu s-au făcut irigații. Pardon, domnule. Între 2017 și 2019 ai fost ministrul agriculturii.
în diversele guverne puse cu mâna de Liviu Dragnea. Ai asumat atunci că faci investiții în irigații, în sisteme de irigații, așa cum s-o fi gândit el tot prin sistem ceaușist, de 1,5 miliarde de euro. La sfârșitul mandatului său, sau multiplelor sale mandate, nu investise decât 10% din sumile acelea. Despre asta e vorba. Adică oamenii aceștia cred că noi nu avem memorie sau că internetul nu are memorie. Despre asta e vorba. Sau când pui la Ministerul Agriculturii un ins pe cum Adrian Chesnoi, pregătit înainte la 2 și un sfert, la structura secretă a Ministerului de Interne și dintr-o dată s-a trezit în el marele agronom al României și care s-a dovedit un ins corupt, pur și simplu, sau care întreține rețele de corupție. Despre asta e vorba. Adică trebuie să discutăm foarte deschis. Se duce daia undeva într-un canal de irigații cu apa până mai sus de pantof sau de la cizmă, da, și e o poză la fel de caragioasă ca aia în care era cu Verica Dăncilă acum câțiva întrecea sub niște țevi undeva. Adică asta e modelul, nu? Ori credem că în țara asta avem nevoie de lucruri inteligent făcute, mai ales că există bani europeni și de încurajat agricultorii așa cum sunt ei, de la cei mici care trăiesc practic de pe zi pe alta, până la cei mari care sunt la nivel occidental, nu să facă ceea ce ca să putem prospera. Ca să nu mai spunem că despre irigație auzim doar în anii secetoși. În anii normale, anul trecut, de exemplu, când am avut producții bune la unele sortimente, chiar producție record, nu prea am. Dar nu anii când e secetă, vai, n-am făcut nimic. Nu, dar nu avem o strategie. Dar eu altceva nu înțeleg. Tot spun că, domnule, n-au introdus irigațiile în PNRR. E corect. Dar care e strategia noastră? Nu e corect. Nu știu, hai să spunem că o fi corect, habar n-am. Nu e corect, da. Știm cazul. Dar care e strategia țării? Adică totuși avem un PIB de vreo 260-270 de miliarde. Păi nu putem, nu știu, în fiecare an măcar să mai creștem suprafața cu 5-10%, astfel încât, nu știu, în 5 ani să avem jumătate, dacă nu mai mult, din suprafața irigată. Adică tot ne plângem. Dar ce facem? Așa de plâns ne plângem, o să ne plângem, de acum va fi foarte cald și vor fi perioade secetoase. Pentru că suntem la un post de televiziune și discutăm lucruri, nici eu, nici dumneavoastră, nefiind specialiști în agricultură, chiar dacă așa avem cu toții la prima sau a doua generație în ascendență rurală, oricum știm despre ce e vorba și societatea românească nu poate ieși din acest imaginar agricol sau agrar din el motive. Dar totuși știm destule lucruri ca să le putem discuta și să nu le luăm pe nemestecate atunci când politicienii populiști și irresponsabili, ca să nu spun mincinoși, pur și simplu ne livrează cifre, fapte și interpretări aiurea. În PNRR nu s-a putut introduce această chestiune privind irigațiile din două motive. Unul, pentru că era vorba totuși de domeniul verde. Și să mergi cu irigațiile de tip, știu, anii 1970, nu ai primit niciun ban. În al doilea rând, când s-a înaintat PNRR-ul, dincolo de faptul că s-a discutat cu întârziere în spațiu public, a fost cam închis, mi-aduc foarte bine aminte, din motive guvernamentale, era atunci premierul Ludovic Orban. Deci, dincolo de chestiunile acestea, nu au venit propuneri dinspre Ministerul Agriculturii, dinspre comunități locale, adică dinspre asociații de fermieri. Adică problema este să nu așteptăm să facă un tătuc toate lucrurile acestea. Asta pe de o parte. Pe de altă... Bun, atunci la Ministerul Agriculturii se știa că e principala problemă. Impresia mea că nu știe despre ce e vorba. În al doilea rând, orice nespecialist e că de acum și anii următori, că va mai fi un an normal, un an, doi, dar va fi tot mai cald. Domnul Ghețău, când stai în centrul București unui Ministerul Agriculturii și stai pe beton, nu te interesează de amărâtul de la Botoșani sau de la Satul Mare. Despre asta e vorba. Deci pur și simplu pe inși de acolo, toți birocrația care nu mai poartă opini sau cizme de cauciuc de trei generații, își dau cu părerea de ce trebuie să facă țăranul de la Vaslui sau de la Sfântul Gheorghe. Ori, problema este că lucrurile acestea trebuie pur și simplu pus într-o altă manieră în societatea noastră. Adică ne aducem aminte că vara e cald și din când în când vine secetă. Pentru noi, despre ce discutăm?
Țara asta a fost bântuită de secetă de nenumărate ori. S-au murit de foame în 46-47. Chiar știm despre ce este vorba. S-au trezit ei acum peste noapte și să găsească vinovații. Hai că mai avem foarte puțin timp și chiar vreau să dăm și niște note, că dacă tot suntem vara, s-au terminat examenele, să mai le luăm noi locul profesorilor și să mai punem noi niște note. Cine ar lua notă de trecere la nivel local, dintre politicieni, șefi din administrație, cui ați dat? Ca să nu-i luăm pe rând, pe toți, că sunt foarte mulți. N-aș vrea să dau note. Impresia mea este că avem o elită politică locală și regională, dar hai să începem cu cea locală, ieșeană. Să zicem și pe național. E extrem de modestă. Dar nu trece nimeni? Poate câțiva trec clasa. Da. N-aș vrea să dau nume. Nu sunt toți la fel. Eu nu vreau să nivelez, să spun că toți sunt la fel. Am spus anterior că cei care stau în jurul unor oameni dovediți corupți, și mai ales că ei știu că sunt corupți și eu știu ce spun, au o problemă morală pentru că sunt complici. Eu nu mă refer ci complici la furte. Adică am înțeles. Nu neapărat că bagă și ei mâna. Ci doar că tacă ascult. Unii au o problemă și de băga mâna, s-a văzut, nu? Păi... Dar alții o problemă morală. Însă nu aș vrea, revenind, să spun că toți sunt la fel. Corect. Evident că sunt diferențe. Însă atunci când te uiți la ceea ce reușesc să fac împreună, la ceea ce reușesc să susțină, îți dai seama că sunt foarte... De ce involuția asta? Că se vede clar o involuție, ce obțin în clasa politică ieșeană. Adică tot parcă mergem ca nivel mai... Deci nu prea ai cu cine să discuți așa. Eu nu cred că e o involuție. Nu? Eu cred că întotdeauna au fost extrem de modești, chiar dacă se înfoiau în pene atunci când ajungeau la București și trăgeau sfori. De fapt, nu au reușit să facă mare lucru pentru... Iași n-au reușit să facă mare lucru pentru Moldova. Dovadă că unii dintre ei au sfârșit în irelevanță sau au sfârșit cu condamnări penale, nu? Au sfârșit în pușcărie sau, în fine, în feluri asemănătoare. Marele avantaj este că acum sunt mai expuși și că există o critică venind despre societatea civilă, despre asociații, inclusiv pe rețelele sociale, nu? Problema este că se restrânge tot mai mult un segment esențial într-o societate democratică, și anume presa. Presa continuă, din fericire, să existe, dar ea este tot mai redusă din punct de vedere al impact și al capacității de a face investigații și de a produce cutremure. De ce se întâmplă asta? Din motive pe care cred că le știu cu toții, chiar dacă unii închid ochii. Avem, pe de o parte, o capturare a unor televiziuni sau unor redacții cu bani de la buget, pentru că au crescut din timpul lui Dragnea foarte mult. Tot, da. Pe de altă parte, jurnaliști buni, care pur și simplu n-au mai fost plătiți la un nivel care să le permită, nu știu, supraviețuirea, și au găsit altceva. Alții care sunt în redacții autonome sau în structuri autonome, dar care au un impact totuși redus. Ori ceea ce se întâmplă în ultima vreme în România este, din punctul meu de vedere și nu numai, extrem de îngrijorător. Adică avem o ofensivă dinspre structurile partidelor mainstream și a statului, și de altă parte o reacție mai slabă a societății din el motive. Bun, mai avem și rețelele sociale, adică asta cu presa, se găsesc canale, nu mai e ca acum 20-30 de ani, când aveam un singur canal de televiziune și adevărul era greu să iasă la iveală. Acum vedem că dacă cineva spune o prostie, da, apropo de cazul discutat mai devreme cu acel influencer, nu vreau să îl punem aici la zid, dar dacă cineva spune o prostie, n-ai cum să o ascunzi, că undeva va pogni, că e în 3 zile, o săptămână. Bun, mulțumesc pentru prezența în emisiune, o să mai avem ocazie să mai discutăm. Mulțumesc și noastră pentru atenție, sunt Florin Ghețău, seara bună!